voce are, doamne. Hai să mănânci ceva. Hai, pune ceva de mâncare. Dacă vrei mai cort, unde ne state? Nu, mă încol. Mă încol. Hai, mă bine, mă stai, cort, nu mai e putut nimic. Ce? Hai, bă! Taia, îmi pare rău să trec pe partea ailaltă, mă. Viața e frumoasă, femei, chefuri. Pretind o viață. Hai, noroc. O să vină și nepoții. Doamne ajută. O să vină, o să vină. Băiatul nostru e sănătos? A... să vină. Dacă n-ai mai bea, mai duci-o. Ziceți și voi să nu mai bea, că e dat în boale și o să mai ducă. Nu te pregătești. Mă, state, dacă doctorii tău dă regim, de ce nu ții? Cristofoare, dacă pe-i mori, dacă nu pe-i mori, așa că mai bine știu o socoteală. Ce ți-a zis? Că preoara, tati, nu-i așa? Mă, state, frate, dar nu vorbim și noi de nuntă. Care ce face, ce dă, așa cum se... Eu dau o vilă la zero. Ei. După ce o construiesc. Hai, muzic! Noi punem la dispoziție tot. Masă de nuntă, masă de logodnă, tot. Auzi, mă? Da. Așa. Iar eu trebuie să ies cu bani. Ia zic că ceri. Păi, în primul rând, fata trebuie să fie vergină. Vine de prin străinătățuri. Dacă a călcat în străchi, în stricăm. Bă, pușchea pe limbă. Păi fata e fată mare, e ca crinul, e curată. Aurica, eu pentru fata mea pun mâna în foc. Dacă nu fii, facem totul după legea țigănească. Dar băiatul tău, medalion, a crescut la oraș? Poate vrea asta, civilă, primărie? Nu, facem totul după legea... Tată, da, cu dragostea? E, dragostea e o prostie. Eu l-am văzut pe tactul în ziua anunții. Am plâns o lună, după aia m-am îndrăgostit de el, ce te-l iubesc până în ziua de așa, mă? Făi! Făi! Cum faci tu, mă, să-mi dea mie lacrimile? A, dracului țigan. Da, băiatul nostru, să știi că e tare mândru, e deștept. Mai mânca, fă, atâta. Bre! Doamne Dumnezeule, oricum tu ai să vii să stai cu noi în șatră. Aici? După lege. Te dau eu după mâna mea. Da, baie cu jacuzzi aveți? Avem, pe dracu. Avem ligheane noi și o albie de import. Fă proastă, așa intri în familie. Și atât ai după familie. Frate Aurica, câte mahmudele ceri? 500. Eu dau salva de la bătrâna. Eu iau rochie. Nu, eu vreau rochie de la Chanel, de la Paris. Iete-te, dragi bălțați, cine să ducă până acolo? Las că te duc eu pe Lipscani în București, eu 100 de magazine, nu unul singur. N-auzi, fă să nu mai mănânci atât, dacă te umfli mur. Da, asta pe mine. Mai bem ceva? A, rugăm frumos. Nu mai bea, hai. Nu mai bea, mai lasă și pentru Rozo. Uite, puțină friptură. Da, hai, mă, Lodoro, mă duce ta acasă, dacă te stai de friptură. Teri! O să mori, nu mai bei, nu mai bei, uite, mai bine mănânci, uite, mai iau un pui de aici, mai iau o bucată de pâine, dar nu mai bea. Țăgane, ia fetele și du-le acasă. Hai! Hai, de plecăciune! Bă, da, uite, îi dau la oră, dacă ai făcut să se mănânce! Ce faci, bă, pescuiești? Hai bine, bă! Hai așa, ușurel, ușurel! Ușurel, bă, ușurel, mă, băieți! Aurică, frate! Aurică, fratele meu! Da! Ce? Eu m-am gândit! Așa! Aurică! Hai, Cristofoare! Gen! Băi, m-am gândit la oferta ta de 500 de galbă. Da. Și? Ah, da. Păi vreau să vadă ochiul meu, bă, ce dau banul unei băiatul. Unei băiatul. Ce faci, bă? Aurică. Ce faci, bă, te-ai învățat? Lasă-mă. Mâncați-aș. Te-ai învățat, mă. Ochii tăi. Lasă-mă, că... Mâncați-aș ochii tăi. Hai să... Bă, băiatul meu e doctor pe salvare. Dacă are un caz de urgență, nu poate să lasă oamenii să moară, bă. Așa, mă. Înțeleg. Așa. Înțeleg. Bem ceva? Hai, stai, mă. Vino încă, mă. Să se dreagă puțin, mă, care...
Mereu, flacără. Așa, mă, ce rău, mă, ce rău, mă, că dacă bei... Mă, lăsă. Ia, mă. Mă, nu mai bei, mă. Mă, nu bei, mă. Lasă-mă așa, mă, nu bei. Dă-l dracu de pahar, că nu mai bea. Lasă, fă, că stai acolo. Domne. Uite. Pentru că băiatul tău este un băiat deștept. Eu m-am gândit să onorez nunta asta cu 1700 de cocoșei. 1700 de cocoșei? Da? 1700. Bine, mă, state, dar am auzit că nu ți-au dat autul înapoi după Revoluție. Păi nu l-au dat firar mama lor. L-a luat cu japca și nu l-a dat, dar state potcovarul n-a umblat ca jerpelitul pe Europa. Am cumpărat lingou de la Londra, de la mama lor. Așa că eu dau un lingou în valoare de exact 1700 de cocoșei. 1700 de cocoșei, mă. Asta e. Hai, face o poză? Mai faceți o poză acolo, lângă mașină. Iau altul euro cu camașină. Întoarce-mă-i coada! State, întoarce-i coada! Așa, așa, mă! Hai, gata! Gata! Hai că înțelegeți și voi că nu mai puteți să străbăm. Înțelegem, înțelegem! Înțelegem! Hai. Dar mai veniți voi pe la noi. Venim, venim. Trebuie să cunoașteți și băiatul. Da, 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 da. Lasă că venim cu băiatul. Acum e rândul vostru. Acum vă aștept la mine acasă. Am casă cu turnul Eiffel. La mine în curte, ca la Paris. Hai. O să venim. Ca să da, bine, da, bine. Mâncarea sute de băiatul. În fiecare zi. Hai, la revedere. Stai, mă, să urc și eu pe partea aia. Ce faci? 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 Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye bye!